De sărbătoarea Sfântă Mărie, așa cum este cunoscută în popor, rapsodul popular Iliana Grațiana Pop devine un ambasador al portului popular tradițional. Chiar dacă în satele sălășene s-a pierdut tradiția purtării costumului popular în zile de sărbătoare, sălășanca nu se dezice de rădăcinile ei și îmbracă cu pioșene acest port. Binecunoscutul rapsod popular a îmbrăcat încă de pe acum straie de sărbătoare și a pornit într-un traseu prin țară cu scopul de a promova valorile satului tradițional. A început de la Târgu Jiu, acolo unde se află chiar în această perioadă, iar vineri de Sfântă Mărie va fi la Sibiu, acolo unde va reprezenta portul popular al județului Sălaj. Voi cânta și la scenă cântecele din Sălaj și voi prezenta costumul popular al Sălajului. Deci, unde mă duc, prezint Sălajul în costumul popular și în cântec. Iar de acolo mă opresc la Sibiu, de Sfântă Mărie, an de an, sunt la Sibiu. Acolo la fel, tot costumele, am expoziție, acolo când la biserică trebuie să fim, că e postul Sfintei Mării și trebuie să mergem. De fiecare dată când îi se solicită participarea în diferite zone ale țării pentru a promova satul tradițional sălăjan, nu se dă în lături. O face cu mândrie și cu dragoste. Are un singur of. Peste tot unde se duce, vede cum oamenii se îmbracă la această sărbătoare în port popular. Cu atât mai mult acum de Sfântă Mărie, oamenii merg în acest mod la biserică. Doar că în Sălaj s-a pierdut această tradiție. Portul popular se păstrează în ziua de Sfântă Mărie, e declarat costumul popular. Deci e ziua costumului popular românesc. Sfântă Mărie e declarată de mai mulți ani, dar la noi în Sălaj nu se păstrează. Portul popular, cel care odinioară era purtat cu sfințenie de către femeile satului sălăjan în zilele de sărbătoare, acum a devenit un obicei doar de decor. Potrivit bătrânilor din satele sălăjene, altfel erau simțite sărbătorile gustate în costum popular.